Salut, sunt Dan și voi aveți cea mai emoționantă imagine pe ecran. Da, este ea, chiar ea, Tunisia, sprânceană. Aparent, viitoarea soție a simului meu. Și rămăsese că astăzi facem petrecerea de burlac. Deci, să trecem la treabă. Și se pare că nu mai cunosc alți oameni în afară de ăștia. Dar, hai să-l invităm și pe țiganul sprânceană și pe... ăștia nu știu cine sunt, deci îmi ajung cei pe care i-am invitat. Și acum marș acasă. Ai o petrecere de dat. Marș acasă, tu auzi? Marș acasă! Who the fuck? Da, deci pe cerdacul viitoarei mele case se află doi nordici. Ăsta fiind Tudi, Popa. Îmi pare rău, Tudi, Tunisia este luată, asta este casa mea, i-am pus amprenta. Deci, marci de acolo. Da, văd că toată lumea se distrează și toată lumea mănâncă și totul este perfect. Petrecerea este afară, iar eu mănânc pe WC-ul. Apropo, arăt ca dracu. Se pare că Chanela vine să mă insulte. Apropo, Chanela, ești îmbrăcat atât de frumos că mi se face greața. Acum ești și mai frumoasă, ce pot să spun? Da, tu m-am sus pe mine ciudată, tu ai mâna de cerșetoare, să nu te mai văd în fața ochilor. Împușcă-te. Și tipa asta cine e? Ce caut aici? Și tu, tipule, cânti oribil. Tipa asta dansează, n-are treabă. Amorel dansează și el în sincron. Da, plictisitor. Această petrecere este un total dezastru. Gata, marș acasă toată lumea. Hai, plecați acasă toți. În schimb, eu o să rămân cu dansatoarea. Ok, deci tipa asta nu mă suportă, atunci pleacă de aici și să nu te mai văd, mâine fac nuntă. Cum te dau afară? Gata, uși, marș, zât. Dar îmi place că eu îi zic să se ducă dracu și ea se duce la mine în dormitor. Păi când te-am luat cu binișorul n-ai vrut, dar când ți-am zis uși, ai venit imediat. Vrei să sărim și în pat dacă îți dau un du-te dracu, te pui în pat? Nu cred. Oh, Doamne, jocul ăsta. Eu mă culc și nu mă interesează de tipă. Poți să pleci acasă. Hai, marș. Pa. Să nu te mai văd. Oh, Doamne, ce tipă distrusă. Cred că îi place petrecerea. Este singura la petrecere, dar... Ok, tu cine dracu ești? Ăsta este un paparazzo. Și Tudy Popa este un paparazzo. Plecați de la ușa mea. Pun spiritele pe voi. Da, se pare că mai dorm o grămadă. Da, apoi s-a întâmplat chestia asta. Nu știu ce caută o căprioară pe drum. Lângă o plajă, dar... Deci chiar așa, fără pic de bun simț, intri la mine în casă la 5 dimineața? Pic de bun simț ne-ai, îmi folosești toaleta așa. Știi, eu te dau afară și tu... Na, nu... Ce să le ce? Nu sunt sigur dacă tipa asta își dă seama că petrecerea s-a terminat de mult. Și nu știu dacă își dă seama că mănâncă pe WC-ul meu. Acolo e locul meu de mâncat, tipo, marș acasă, ți-am zis de 7. Bine, păi, tu ai vrut-o, deci acum o să mori. Ia să facem noi următoarea chestie. Ștergem tot din chestia asta. Inclusiv ușa. Oh, și acum eu nu mai am unde să mănânc. Dar, mă rog. Nu pot să cred că mi-am șters dușul și ușa și tot și apoi ea pur și simplu a dispărut. Urăsc jocul ăsta. Baia mea cu ușă transparentă și scumpă. Deși nu știu de ce aș mai avea nevoie de duș acum. Că mă căsătoresc și mă duc în altă casă. Dar mă rog. Oh, chiuvetă. Dar oricum, eu tot o omor pe tipa aia. Nu mai știu cum o cheamă. Bea, nu știu cum. Mă ocup eu de ea. Bla, bla, bla. Și acum să facem nunta. Ok, tort de nuntă care se cheamă tortul de nuntă Forever. Păcat că mariajul nostru o să dureze mai puțin de 2 zile. Perfect. O arcadă de nuntă. Chiar aici, lângă coșul de gunoi. Pentru că acest mariaj pute. Și... acum așteptăm nunta.
Oh, ce vrei de la mine? Cine ești? Cine-i tipa asta? Etana Kabul, habar n-am ce vrei. Deci Chanela are cu siguranță o problemă majoră cu mâna aia, pentru că stă așa, cu ea întinsă de... În fine, să înceapă petrecerea. Mi-a venit cumva... Păi tipa mea... Tipa asta a venit și mi-a furat... Arcada de nuntă. Etana Kabul. O scriem jos pe foaie. O să mor tu, Etana Kabul. N-ai tu grijă. Și că toți sunt aici, să o trec și pe acea Bea dansatoare care a venit și s-a așezat pe WC-ul meu fără permisiune la 5 dimineața. Și unde mi-este nevasta, fiindcă... Oh, dar nu mi-am arcat, trebuie să pun una din nou. Trebuie să fie aici. Perfect. Și acum să ne căsătorim, zic. Sau o fi doar grăsime, dar... Nu, este însărcinată. Copilul nostru. Jumate țigan, jumate mișto. Cred că știți de la cine am moștenit trăsăturile. Toată lumea moare de dragul nostru. În afară de Puradel, care pleacă cu bicicleta în timp ce mătușii sa sau maică sa se mărită. Ah, ce impresionat sunteți cu toții. Și acum o să... Nu, în niciun caz Tunisia nu se mută peste mine în această casă. Eu mă voi muta la Ailu Sprânceană. Perfect. Uite, casa lor versus casa mea. Nu o să uit că am promis că o să-i omor unul după altul. Și totuși, acum că ne-am căsătorit și această fericire trebuie să țină două zile mai sau mai puțin, o să mă duc împreună cu Tunisia în vacanță. Cred că în Sahara. Sunt în familie cu toți tipii ăștia. O să moară ei, n-aveți grijă voi. Și asta a fost episodul de astăzi. Sper din tot sufletul că v-a plăcut și că devine interesant. Până data viitoare, salut!